Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un episod mai special din The Forest. Asta pentru că episodul pe care l-am înregistrat și pe care îl vedeți acum pe ecran nu are voce, pentru că am uitat să înregistrez vocea. Așa că vă voi prezenta în minutele ce urmează câteva secvențe din ce am făcut în tot episodul, urmând ca mai apoi să trecem la episodul efectiv. Ei bine, în acest episod am terminat casa din copac, am strâns lemnele necesare și mi-am dat seama că pot face frânghie din clot. De fapt, m-am gândit că ar fi normal să putem face așa ceva, prin urmare am încercat și am văzut că putem. De asemenea, așa cum veți vedea și în videoclip, am reușit să-mi fac și un drying rack și o chestie care strânge apa, pentru că în zona asta, așa cum puteți observa și acum pe ecran, plouă foarte mult. Și avem nevoie de apă potabilă, pentru că apa din lac nu este potabilă și ne dă damage. Așa că am zis că dacă tot avem turtle shell luat de jos de acolo de la avion, este o ocazie bună să facem aici o mică strângătoare de apă. Din păcate eu n-am observat că n-am mai pus un băț, nu s-a strâns nimic până n-am pus bățul ăla, dar na, se mai întâmplă când nu ești atent. De asemenea, așa cum spuneam, am transformat clotul în rope. Avem nevoie de undeva de 6 cloturi sau 8 cloturi pentru a face un rope. Iar mai apoi am terminat casa din copac. Casa din copac care era un pic glitchuită, pentru că dacă observați, doi copaci se crescuseră unul lângă altul și casa din copac era pusă pe unul dintre ei, iar celălalt era practic în casă. Și era foarte dubios că erau foarte multe frunze și nu se vedea nimic, așa că am fost nevoit să tai copacul, să-mi dau seama care este copacul glitchuit și să-l tai pentru a avea o căsuță curată. Partea bună este că avem acum o căsuță foarte, foarte drăguță. De asemenea, am făcut și un drying rack într-un final pentru că avem nevoie de așa ceva. Ni se strica carnea și nu puteam tot timpul să stau să... Când aveam stomacul plin să stau cu mâncarea în inventar pentru că se strica, iar de asemenea când nu aveam mâncare nu puteam tot timpul să mă duc la vânat, mai ales noaptea. Așa că cel mai bun este acest drying rack pe care l-am și construit. Și de asemenea am început la finalul episodului pe care l-am înregistrat să construim pereți protectivi, adică un zid de protecție, pentru că suntem foarte aproape de o peșteră, de cea mai importantă peșteră din joc, peștera în care se găsește și un... poartă, care acum momentan nu este deschisă, un laborator secret ceva, unde ar trebui să-l găsim pe Timmy, teoretic, așa că se spawnează foarte mulți zombie agresivi. De asemenea, suntem aproape de un village și am zis că este foarte bine să ne protejăm și am creat un zid. Un zid pe care mai apoi îl vom construi, vom avea nevoie de 120-200 de loguri, ceva de genul ăsta, foarte multe loguri, dar le vom strânge off-camera și în episodul ce urmează. Adică în episodul acesta, dar a partea a doua, și vom fi protejați și pe timpul nopții pentru a putea sta treji. Aici vedeți un mic timelapse pentru că nu am stat să las toată filmarea în momentul în care aranjăm zidul. O parte din zid, vă spun de acum, va fi dărâmată pentru a face loc unei noi construcții, pentru că aceasta este așezarea noastră finală. Aici vom veni tot timpul, după ce ne vom întoarce din expediții, vom face foarte multe lucruri în episodele ce urmează, dar momentan vom lucra doar la zid și vom face acest zid. Bun, dragii mei, în cazul în care nu v-am plictisit încă, să trecem la episodul principal, episodul pe care l-am înregistrat cu voce. Nu uitați, dacă vă place acest videoclip, lăsați un like și abonați-vă pentru a primi cele mai noi videoclipuri. Bun, dragii mei, și să continuăm acum cu episodul nostru de astăzi, filmat astăzi. Am făcut un pic niște setări diferite pe parte video. Ca să vă arăt exact ce am făcut, avem aici, am pus anti-aliasing pe medium, FXAA. Disable este așa, arată cam așa, ok? Și dacă mergem frumos pe medium, avem așa, un pic mai închis la culoare, într-adevăr, dar arată parcă mai realistic. Și diferența de FPS nu se prea vede și îmi place. Material quality high, shadows medium. Mă aștept să duc jocul ăsta la full, dar din păcate nu se poate. Hai să închidem și noi asta, că nu avem nevoie de... O să fie mai întunecat, într-adevăr, dar nu cred că este nicio problemă. Bun, de când ați văzut voi prima parte, până în momentul de față, am făcut o mare parte din zid.
Gen, am făcut jumătate din zid. Partea aia nu este foarte importantă, pe acolo nu vin. Am zis mai întâi să facem partea asta. Trebuie să terminăm zona cu copacul. Ce am mai făcut? Am făcut chestia asta de iluminare. Pe aici. Mulțumesc vecinului cu bormașină. Am făcut candela asta cu iluminare foarte mișto. Vreau să fac treaba asta peste tot pe aici, prin jurul bazei. Drying-ul bănuiesc că îl știți. Noi nu avem nevoie acum de el. Apică mai avem aici, mai avem ceva apică. Va trebui să mergem în căutare de căprioare, pentru că avem nevoie de pielea lor. Mamă, cât de frumos se aude. Și vedeți cât de bine se vede apa acum. Se vede altfel apa acum că am pus și o setare mai bună și pentru apă. Bun. Mai sunt 2 zile până la un nou update, dar până atunci mă gândeam că ar fi frumos să terminăm și noi cu acest minunat zid, ca să putem să stăm noaptea, să muncim mai mult în interior, pentru că vreau să facem câteva chestii, vreau să facem și o grădină, vreau să facem mai multe. N-o să merg în peșteri sau în alte nebunii de genul ăsta până nu termin. Până nu termin aici cu casa. De asemenea, după ce termin cu casa, cu baza asta, voi vrea să... Zi-mă ca să zic, voi vrea să fac o barcă ca să putem să ne plimbăm. Unde-i să-i mâncați așa, chișorii tăi, bun. Hai să terminăm aici cu nebunia asta, măcar până după partea cealaltă a copacului. Ok, pietre, nu mai avem nevoie, am făcut și un suport de pietre. Ca să avem, pentru că sigur o să avem nevoie de pietre. Băi, am tăiat un copac pe aici. Băi, am tăiat un copac și s-au dus lemnele. Unul aici și unul aici. Uite, avem Sania. Și o să ne folosim de Sanie, într-adevăr. Chiar o să doresc să ne folosim de Sanie. În general, copacii dau între 4 și 5 bucăți de lemn. Echivalentul unui zid. Bam. Uite și o pârlică. Nu mai avem skin. Trebuie să ne facem și un suport de pieluri, de piei. Pentru că avem nevoie. Mâncărica, avem căcălău aici. De când ne-am făcut de la Ingrecul, a fost chiar cea mai bună chestie. Și tot uit că trebuie să fac așa. Bun. Cea mai bună chestie să facem drying rack-ul. Nu se mai strică carnea, totul este foarte mișto. Bețe. Bețe, 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 chiar avem nevoie de bețe, să știți. Acum e bine că în momentul în care tăi copaci, avem și bețe. Și doresc să tai neapărat copacii din zona asta, pentru că vreau să văd de sus din casă pe unde sunt canibalii, pentru că suntem în apropiere de peștera mare. Suntem în apropiere de peștera importantă, cea mai importantă peșteră. Du-te încolo, du-te încolo, du-te încolo. Nu-mi strica mie zidul aici. Suntem în apropiere de peștera mare, suntem în apropiere de crater, suntem în apropiere de ce e mai rău pentru noi din punct de vedere al canibalilor. Și vreau să ne protejăm ca lumea și vreau să văd de unde vin. Plus că vreau să mai fac o chestie, vreau să fac o rampă sau un pod ceva, care să treacă peste pădure, să ajungă direct la apă. Sau undeva oricum jos, să nu mai trebuiască să stau, să trec prin toată partea aia, gen să mă duc încolo, până direct la apă și să fac un ponton. Asta ar fi o chestie foarte mișto. Vedem cum facem. Vedem, chiar sunt curios. Mâncare, apă avem. Totul suntem cu totul foarte bine. Nu avem probleme din punctul ăsta de vedere. Va trebui în continuare să mergem să luăm compasul. Pentru că eu când am murit, n-am murit cum a trebuit. Și nu am profitat de treaba mea, de moartea mea. Și nu am luat compasul din peștera în care te respawnează în momentul în care mori. Ia uite, iar se duce încolo, iar se ducem acolo. Du-te-mă acolo. Nasolul e că se duce la vale. Dar rezolvăm noi și cu asta. Bam, bam. A trebuit să facem pe aici, că nu se poate opri la copac. Nu puteam să mă opresc la copac, din păcate. 1, 2. Și uite așa. Aia e. Ce să facem? Cât să fână, ai cât să fână. Unde e încă unul, mă? S-a dus la vale atât de rău? Mamă, dar bate bocăne și ăsta.
Uite că am pierdut un buștean, ce mă enervează chestia asta, că l-am pierdut. Nu știu. A, uite-l acolo e. Ha, cum s-a dus el încolo frumos. Ce faci mai aici? Vino încolo. Uite așa. Dar de ce l-a pus pe ăsta? Ar trebui să ne odihnim? Ar că am trebuit să ne odihnim. Ce se... Nu știu dacă să-l păstrez pe ăsta aici. Chiar nu știu dacă să-l păstrez, bușteanul. Nu știu dacă am de ales, oricum. Dar zic de parcă aș avea de ales. Hai să păstrez, să-l dăm la o parte. După ce dăm toate frunzele vieții. L-aș lăsa doar așa de detaliu. Că oricum pe acolo nu prea ies. În zona aia. Sau ba da, cred că ies. Dacă vreau să mă duc în satul canibalilor, care este lângă noi. Aș cam ieși. Te-ai glicit, nu? Nu, te-ai glicit, te duci așa frumos. Unde ești? Una aici. Și una aici. E foarte greu. Nu știu, eu nu văd buștenii. Dintr-un motiv sau altul, eu nu-i văd. Luăm Sania? A, ce ziceți? Luăm... Bă, dar de ce nu vrea mă să pun aici? Vreau păsă de aici. Și nu vrea să mi-l dea. Why? Why is that? Aici frumos, deci avem un buștean. Mamă, ce o să strănut eu pe... O să strănut live pe microfon. Am văzut acolo șupurlică, nu mă bag acum. Acum ideea mea este să termin cât mai repede pe timp de zi. Așa, mă. Să termin pe timp de zi o mare parte din zi, ca să putem să stăm și noaptea. Vom vedea dacă reușim să facem chestia asta. Mai avem nevoie de 95 de loguri. Nu vezi voi să facem o chestie, că pierdem foarte mult timp. A, dacă tot e aici. A, fugi, mă. Bine, fugi, că nu mai stau să le aduc pe tine acum. Unde mai e un buștean? Voi vedeți încă un buștean? Nu vedem, bun. Dacă nu vedem, no problemă. Hai să luăm noi frumos Sania asta și să mergem încolo. Mergem încoace un pic și umplem și noi Sania dintr-o zonă mai depărtată. Uite, și punem camp aici, Sania. Bun. Aud pași? Cumva? Nu știu. Da, cam asta vom face episodul ăsta. Vom sparge copăcei și vom termina asta, măcar o parte. Și vreau să facem și un drum. Facem și un drumuleț frumos în interiorul... în interiorul ăsta, în interiorul casei noastre, în interiorul bazei. Nu cred că l-am împins tocmai în direcția bună. Ce faci, mă, fugi de mine? Unde ești, mă? Uite-l. Ia uite-l, mă. Bun. Așa. Eu mă speriasem la un moment dat. Unde te-ai dus? Încotro. Uite, încă unul și încă unul, hai. Unde am mai fugit, mă? Băi, eu sunt chiar, eu pierd buștene așa că nu văd pe aici, nu văd nimica, nici nu pot să mă orientez cum trebuie. Păi ce facem noi aici, mă? Păi ce am făcut, mă, nene, mă? Bețe, foarte bune bețele, ne ajută bețele. Dăm și noi copacul ăsta? Bun, dăm. 95 de loguri, asta înseamnă undeva la... Hai să mă gândesc. 5, 19 copăcei. Nu mai avem stamina, nu mai avem stamina, că am alergat prea mult, am alergat. Încotro te duci, te duci încoace, bun. Evident că unul s-a dus. Nu s-a dus chiar foarte jos. Uite-l, unul. Băț. Și încă unul, foarte bine. Și ăsta două aici. Ok. Sanie. Am venit cu Sania până undeva. Bă, nu văd Sania. Fuck. Ia uite-l. Și o să cheme pe alții. Nu? Nu o să cheme? Vin coa? Vino mă coa. Hai. Hai, n-am eu foarte multă stamina. Opa. A, căcat. Ăsta e nașpa.
Na, hai, încet așa. O să mai vină. Hai, mă. Opa, așa, ce-ai pățit, mă, nene, mă? Încă una. Ca să mă asigur eu că... n-avem probleme. Mai e unul. Dar nu-l văd. A, uite-l. A, hai, mă, eu am vrut să dau frumos. În tine. Mă, încă una. Știu că v-am deranjat aici toată treaba, tot satul. Nu-mi doream eu chestia asta neapărat. Dar aia s-a întâmplat, acum nu vă luați de mine. Îmi iau Sania și plec. Dacă v-am supărat chiar atât de tare. Dar numai că, așa mă, nu găseam Sania. Adică nu vreau acum să stau să mă bat cu voi, nu e intenția mea. Chiar nu-mi doresc treaba asta acum. Așa. Și mai aveam una. Ar trebui să mă duc să mă odihnesc un pic. Să mă mai odihnesc un pic. Partea proastă e că jocul fiind în beta, avem frame drop-uri și nu avem frame-uri constante. Din câte observ, avem peste 60. Dar nu știu cât de mult peste 60. Mai tăiem și noi un copăcel? Nici nu știu să... Că nu cred că mai vine ăștia acum. Îi dai vale și se duc toți copacii. Vreau să-mi aleg un copac ca să nu se ducă la vale. Hai să luăm pe ăsta. N-avem energie. Low energy cover din blood. Minunat. O să mergem să ne spălăm și o să mergem să ne punem și pe bancă. Dar vreau să tăiem copacul ăsta. Știu că n-avem foarte multă energie și nu vreau să consum energie baruri și de-astea. Dacă o să vină canibali, o să fug în bază repede. Așa. Nu, fii atent, du-te încoace. Te duci tot încolo. Mamă, cum te-ai dus! 1, 2 și a treia nu știu unde e. În direcția asta pe aici pe undeva este Sania. Am o problemă foarte mare cu orientarea. După cum puteți observa. Am o problemă foarte, foarte mare. Și nu o văd. E camuflată bine de tot. Avem un câ aici? Avem ceva. Bun. Adică puteam să văd exact pe unde e. Băț! Piatră nu mai avem nevoie. Bun. Și lemne? Băț, nu mai putem să cărăm bețe. Hai mă. Și totuși. Unde sunt buștenii? Eu i-am pierdut. Nu eram pe aici. Ha, floricele. Dar pe unde erau? Vezi ce se întâmplă? Pierd iteme și mă enervează treaba asta. Super, super mult. E. Dar nu vreau să vreau să-l iau pe el. Pe tot el. Uite aici avem Sania. Bun. O să-i pun eu frumos. Uite aici. Va trebui să-i arunc, să-i ardem ca să facem rost de oase. Am nevoie de oase. Nu mai avem bețe. Încă unul? Dacă mai văd, dacă nu-i mai văd, aia e. Uite, încă. Încă unul. Facem efigiuri sau facem oase pentru armură? Mai degrabă aș face oase pentru armură momentan. Pentru că efigiurile... Nu mă vor mai proteja atât de mult în momentul în care... Așa. N-am vrut eu neapărat să fac asta, am vrut doar să îi văd mai bine. Mă, și noi mai avem lemne, mai aveam lemne totuși. Energie. Nema! Mai caută ăia doi bușteni. Nu știu de unde am tăiat copacul. Nu mai țin minte, frate, mă lasă memoria rău de tot. Pe bune? Chiar așa mă lasă memoria? Au fugit ăștia, ce doamne iartă m-au făcut, unde erau, mă? Mărșavi, băi, ești nebun. Mărșăvie, au fugit de mine lemnele. Fug lemnele de mine, mă. E, hai că dacă nu găsim acum plecăm, aia nu mă mai interesează, mine două butoaie. Unu.
A ajuns. Uite mă unde a ajuns. Cum a ajuns mai aici? Două. Hai frumos la Sanie. Cu minimul de energie pe care îl avem. Că nu prea mai avem. Punem frumos. Nu mai putem să punem? Nu mai putem să punem. E bine. Eu nu mă, pe mine nu mă deranjează treaba asta. Încoace. Alun la copac. Da, mergem la copac, mă. În partea cealaltă. Deci trebuie să mergem încolo. Dar avem energie zero. Hai că punem astea. Banca rămâne acolo și ne așezăm un pic. Sania rămâne acolo și ne așezăm un pic pe bancă ca să facem treabă. Bun. Hai pe bancă că nu se mai poate. E, ce fac cu nene, mă? Luăm cărnița. O să avem nevoie și de carne după ce ne așezăm un pic pe bancă. Îmi place zona asta, chiar e o zonă foarte mișto. Nu știu dacă e destul de mare pentru ce vreau eu să fac aici, cum extind eu, dar o vedea, facem pe ne punem pe platforme. Nu e problemă. Ar fi mișto să putem să facem ceva în copacul ăla mare. Dar nu cred că putem. Nu cred că se poate. Mâncărică o să luăm imediat din drying rack. Mai avem și ceva apă de când a plouat, dar n-a mai plouat de ceva vreme. Și nu prea aș vrea să iau apă nepotabilă. Că îmi scade din viață. Duno. Bun. Hai să ne ridicăm de aici. Luăm frumos. Și îl punem aici. Îl punem pe aici, mă, am zis. Nu, ok, vreau să mănânc, dar după aia o să mănânc. Imediat. Uite. Așa. Și acum vreau să mănânc. Mulțumesc. Om, nom, 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 nom. Bun. Mai avem noi aici bețe? Da. Dar nu mai pot să pun bețe, nu? Can carry. Mai pot să pun câteva. E bine. Câte mai am? Mai am încă 3. Hai că e bine că le-am umplut pe astea aici. Dacă mai găsesc bețe, acum mai pot să iau. Am pus ceva bețe. Mai trebuie să facem un suport de bețe, clar. Bețele sunt foarte, foarte importante din punctul meu de vedere. Uite, avem acolo stegulețul. Stegulețul. Apune soarele. Nu este bine. Nu e bine pentru noi. Hai, frumos, așa. Am uitat să ne spălăm. Nu așa. Uite așa. Mergem și noi cu fața frumos ca oamenii. Ca să vedem pe unde mergem. Terminăm și noi zidul ăsta frumos și ne apucăm să mai lucrăm prin baza. Era unde tai bușteanul. Eventual să-i luăm și noi pe aia doi să-i ardem așa un piculeț. Facem rost de niște oase pentru armură, că e foarte bună armura din oase, e foarte rezistentă. Bun. Așa. Acum. Una, două. Facem aici? Una, mă, vreau și una aici. Nu vrea. Nu vrea să pun acolo. Fie de când. Na. C. E. E, dar în altă parte. Așa. Mulțumesc. Și E și aici. Mai facem aici, frumos. 87. 85. Unul frumos și încă unul frumos. Și încă unul frumos așa. Bun. Se întunecă. Nu mai vreau să rămânem pe aici prea mult. Hai să luăm frumos Sania. Să o băgăm înăuntru în casă. Doar pentru că vreau să fiu liniștit. Mai avem o ușă pe partea asta, ceea ce e bine. Nu, că aici este... Așa. Și hai să luăm canibalie de pe acolo. Hai să prindem și noi un pic lumina. Poate mai vedeți și voi ceva. Că nu știu cât de multe se văd. Și cu lumina asta aici. Ce tare. Au început să muștească muștele. Să vină muștele pe acolo. Nu e panică, man. Că îi punem noi frumos aici. Unde e focul? Era focul pe aici, uite. Aprindem noi focul, facem mare și îl dăm drumul pe foc, facem oase. Și mai aveam încă unul. Trebuie să auzim muștele pe unde musteau. Pe unde au venit? Pe aici?
Nu. Eu sunt un pic cam inconștient că merg noaptea pe aici. Sunt într-adevăr un pic cam inconștient. Ia uite-l. Bun. Dar nu-i bai. Nu-i bai că... Băț! Băț! Nu-i bai că avem aici, ne descurcăm noi. Adică nu e problemă. Nu mai putem să facem oase. Nu mai avem, nu mai putem să folosim oasele. Nu e nicio problemă. Luăm bățul în mână. Cu clot mi se pare că se făcea, nu? Da. Trebuie să mai găsim clot, din păcate. Că nu mai avem clot. Vedeți, mai avem 15 clot. Bam. Bam, bam. Nu de aici, mă. Asta că nu mai avem destule oase. Cum să nu mai avem oase? Uite ce avem aici, oase. Oase căcălău. Mai dăm și noi un pic foc mai tare. Uite un os acolo. O sumă. Așa, nu vreau să dau foc mai tare. Nu neapărat. Uite, vedeți și asta e luminița asta de care ziceam eu. Foarte mișto. Utilă. Luminița asta. Firsty. Da, să ne spălăm și noi un pic. You're cold and wet. Bine, mă, dar ne mai hotărăști. Noi dă ce mai vrem, uite, na. Mă pun aici, în jurul focului. Și, uite așa. E bine? Căpățâna n-am ce să fac cu căpățâna. Dar am ce să fac cu oasele. Opa. Nu. Ne mai trebuie os. Os bun și încă o dată. Bun. Oase și, și trei cloturi. Și mai avem încă două oase, asta e, n-avem ce să le facem. Punem și noi totuși toporul în mână. Uite așa. Mi-a zis cineva și știam chestia asta, că dacă pot să pun, pot să pun clot pe topor ca să-l fac să ardă. Știu treaba asta, numai că nu are sens acum. Într-adevăr se vede mult mai bine prin peșteri și o să folosesc chestia asta, dar mai degrabă aș folosi un stick. Un burning stick, ca să știu o treabă. Hai mă să bem apă. Uite, stick? Da. Hai să bem apă de aici. Ce să facem? Uite. Om, niom, niom, bună apa. Bună apica, știu că nu putem să dormim încă. Luna de-abia a răsărit. Nici nu voi vrea să dorm prea curând. Mare lucru pe aici, nu putem să mai facem seara. Știți? Adică nu mă ajunge să tai copaci noaptea, plus că nu-i văd. Și să mă duc eu de nebun să-i bat pe ăștia. Nu. Hai să vedem ce mai putem să mai facem. Dar ne uităm și noi frumos în... în cărțulei de sus. Vedem și când putem să dormim. Cât mai avem până dormim. Hai că nu mai avem mult până să dormim. Ok. Hai să vedem ce mai putem să mai facem. Am twin berries astea care nu sunt bune deloc. Deloc. Putem să facem arrows. Săgeți otrăvitoare. Avem flare-uri pe aici. Avem niște feather, baterii. Clubul. Bun. Marigoldul. Combine with aloe vera to make medicine. Mișto. Avem doar două aloe vera. Avem bush seed și cornflower seed și blueberry bush seed. Și asta este foarte ok. Și aloe seed. Passenger manifest vedem imediat. Rabbit fur. Snack-uri. Mai avem doar 3 snack-uri. Din păcate am cam consumat și trebuie să mai găsim snack-uri. Și edible arm. What the fuck? Putem să... Putem să folosim acest picior în ceva? Ia să vedem. Da, să mor tu că pot să, pot să prăjesc picioare. Și să mănânc picioare. Iac! Hai, chiar sunt curios dacă putem să facem chestia asta. Și putem să punem, de exemplu, o mână și pe drying rack? Da, mă, putem, ești nebun? Nu pot să cred. Vedeți puțin, vedeți? Unde e o mână? Unde se vede mâna? Uite mâna. Bă, nu pot să cred, doamne, cât de scârbos e. Ia. Și mănânc o mână. Da, nu e bun. Nu e bun, e ok. Am mâncat și ceva mai bun. Din greșeală, n-am vrut. Ăsta nu, astea nu-s bune. Astea sunt nașpa. Nu mâncăm mâini și picioare de oameni. Trăim, într-adevăr.
Dar nu vrem să mâncăm mâini și picioare de oameni. Ok, revenim sus. Jesus, Doamne. Nu pot să cred că putem să facem chestia asta. Jesus, Doamne, da. Bun, avem aici, am văzut ce avem. Hai să vedem ce mai putem să facem. Ceva interesant. Fire am făcut. Small cabin am făcut. Puteam să facem log cabin, dar aveam nevoie de multe bețe. De mulți, multe loguri. Am făcut, avem super multe loguri, dar îmi place mai mult casa asta din copac pentru că vedem exact unde, ce și cum. Small garden, chiar vreau să facem chestia asta. Avem nevoie doar de două loguri și o să facem chestia asta dimineața. Probabil în episodul următor. Rabbit cage, nu, drying rack avem. Stick holder avem, mai facem încă unul. Rock holder avem, log holder. Nu-i văd sensul, momentan. Că avem nevoie. Explosives holder nu avem noi oricum. Snack bar. Facem așa ca să fie mișto, dar nu acum. Skin rack ar fi util, pentru că uite, avem foarte multe lizarduri pe aici și am putea. Vedem. Aici, astea sunt făcute pentru a construi o casă de la zero. Avem foundation, fundația, cu custom floors, custom roof și custom wall. Și facem noi cum vrem casa. Custom stairs. Custom stairs chiar voi vrea să fac chestia asta și să facem un fel de scări până sus la noi ca să nu ne urcăm pe frânghia asta. Dar mai încolo vedem noi cum facem treaba asta, nu acum. Holy fuck! Unde e? Îl vedeți? Voi ați auzit cum a urlat? Mi s-a ridicat părul pe mâini. Vai de capul meu cum a urlat. De asta e bine să avem zidul ăsta. Zidul ăsta este foarte bun, ne protejează. Și canibalii nu trec de ușă. Which is fine by me. Doamne, cum m-a speriat. Rock pad vreau să facem. Și o să facem. Defensive spikes nu văd rostul acum pentru că avem ditai zidul. Catapulta e interesantă de făcut. Doar așa de chestie. Treehouse avem, alpine treehouse. Nu avem pasta, mi se pare mai frumoasă asta. Tree platform. Am putea să facem o platformă, să facem un bridge între ele, dar nu mai avem niciun copac în zonă. Doar să facem o platformă spre afara bazei și să stăm pe pod între bază, adică deasupra zidului de protecție. Ar fi o chestie. Wall with window. Nu deocamdată. Simple stairs, o să facem. Sap collector. Meh. Nu văd rostul. Wood target. Putem să facem target. Să ne antrenăm cu arcul, dar noi ne-am făcut arc încă. Bed. Putem să facem bed, dar nu avem nevoie că avem aici. Deer skin. Și o pun pe jos. Vai, cât de tare. Și pui pe jos ca să fie mai confortabil, mai frumos, să faci... Cred că nu e, n-are altă treabă decât pur și simplu să fie estetică. Scowl lamp-ul este cel pe care l-am făcut și o să-l faci și o să mai punem prin bază. Wall planter-ul? Adică nu acum. Animal trap, astea sunt trap-uri deja. Happy birthday trap, vai. Rope swing trap. Mamă cum bate și vântul. Și small raft. Asta vreau să facem, small raft-ul. Și apoi avem effigies. Setup defenses. Am făcut chestia asta, dar o să mai facem. Find a way into the sinkhole. Adică groapa aia mare pe care am văzut-o. Find the missing plane passengers. Explore hanging cave. Hanging cave nu știu care era. Avem pe aici, mai avem canibali? Uitați-vă un puțin cum face copacul ăla. Este fucking creepy. Și acolo avem zăpadă. Putem să mergem la zăpadă cândva. Și să mergem. Dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut și mă bucur că apuc să termin. O să termin eu off-camera tot zidul. Nu vă mai țin pe voi cu zidul, că v-am ținut un episod, e suficient. Termin eu zidul și după aia când termin zidul plecăm mai departe în explorări. Da? Eu sunt Cosmin, până la un nou videoclip. Rămâneți cu bine. Nu uitați, like, subscribe, mă ajută foarte mult. Salutare!